lupta cu semnele de îmbătrânire, multe femei apelează la tot felul de tratamente, în special pentru teni. Iar astfel ajung să neglijeze o zonă extrem de vizibilă, mâinile. Inclusiv multe celebrități sunt recunoscute pentru tenul frumos, dar au mâini și brațe îmbătrânite. Tocmai de aceea v-am pregătit o serie de sfaturi de care orice femeie ar trebui să țină cont dacă își dorește mâini îngrijite. Mâinile sunt cartea noastră de vizită, însă, de cele mai multe ori, nu acordăm atât de multă importanță îngrijirilor. Față de restul corpului, ele sunt expuse 365 de zile pe an atât luminii UV, cât și agenților chimici, detergenți mult mai puternici decât pe restul corpului. Săpunurile, de asemenea, antibacteriene și așa mai departe, sunt foarte strong și ne îndepărtează stratul de protecție pe care corpul produce. Pielea nehidratată aduce abătrânețe. Nu vrem să facem o astfel de impresie, tocmai de aceea este necesar să le acordăm atenție mâinilor noastre cel puțin o dată pe săptămână. Mai ales că tratamentele au evoluat considerabil în ultima perioadă. Conține peptide din fructe, particule de parafină pe care le mai conține. Acest exfoliant se sparg și hidratează foarte, foarte bine. Este conceput împreună cu medicul dermatolog Zena Gabriel din California, o doamnă doctor foarte apreciată pentru îngrijirea facială. Ca și ingrediente cheie, găsim untul de cupoasu. Așa cum uleiul de argan a fost foarte apreciat pentru păr cu câțiva ani în urmă, așa va fi acest unt de cupoasu foarte apreciat pentru îngrijirea mâinilor și chiar a tenului. Și chiar dacă nu reușiți să ajungeți într-un salon, există soluții și pentru acasă. Puteți, bineînțeles, să aplicați și ingrediente folosite în bucătărie. Spre exemplu, rezultate foarte bune are scrabul dintr-un amestec de zați de cafea și ulei. Ulei de avocado, care e cel mai gras posibil pentru perioada aceasta anului, deja îl recomand. Sau dacă este vară și se dorește ceva mai light, atunci un ulei de migdale dulci sau ulei de măsline. Scrabul contribuie la destuparea porilor și îndepărtarea celulelor moarte. Cine are cu adevărat probleme cu mâinile crăpate, cu pielea foarte rugoasă, recomand ca o dată pe săptămână să se doarmă cu mănuși de bumbac. Efectele sunt spectaculoase. Sau puteți utiliza chiar și mănuși de plastic. Acestea se folosesc după ce ați aplicat o cantitate generoasă de cremă pe mâini. Se țin cel puțin 10 minute.